Doi bărbați din Bangladesh care călătoreau într-un autocar s-au dat românii la frontieră prin folosirea de cărți de identitate ale unor cetățenii români pentru a putea intra în spațiul Schengen, ei fiind prinși la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2. Conform Digi24, cei doi bărbați din Bangladesh au 22 și 27 de ani și sunt cercetați pentru fals privind identitatea și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat. S-au prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, călătorind ca pasageri într-un autocar ce se deplasa pe ruta România-Franța, doi bărbați care s-au legitimat cu cărți de identitate românești. Cu ocazia verificării documentelor, polițiștii de frontieră au constatat faptul că între persoanele prezente la control și fotografiile din documente există diferențe de fizionomie, motiv pentru care acestea au fost conduse la sediul instituției pentru cercetări. A informat joi Poliția de Frontieră Arad, citată de Agerpres, relatează digi24.ro.